culapte, cont, coapte, pe abur. Ia uitați-le. Sunt moi, încă iese aburul din ele, se vede. Așa arată, ia uitați. Toate. Eu le-am pus așa aici, în interior. Le așez așa deasupra. Pun căpăcelul și pun pe foc. Sunt ca să ia brațele. Așa. Am închis. Și acum o să le scoatem și o să le punem pe...
avem nevoie și de puțină apă și de un pensonaj ca să urmezim. Aici avem drojdia, a început să crească, trebuie să-și dubleze volumul. Așa, ia uitați, să-și dubleze un miroase drojdie, ce-mi place. Așa, și o să adăugăm făina, o să lăsăm puțină la urmă, o să adăugăm, aici am 500 de făină, o să adăugăm 400 și 20 mai întâi. O să adaug 420 și dacă mai e nevoie, mai adaug puțină făină, cum depinde de făină, cât este de uscată. Și o să punem făina 440. Deci am să pun 420 deocamdată. Dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Așa. Am pus, avem plămădeala, am pus făina. Acum o să punem toate ingredientele aici. Facem așa puțin loc. Și punem sarea. Punem zahărul, punem praful de copt, așa. Punem untul, punem și laptele. Punem pe tot. Așa. Și acum amestecăm. Amestecăm așa bine și apoi o să frământăm cu mâna. Cum frământăm cu mâna. Ia uitați, am luat-o, vedeți? Îl mai frământăm încă puțin și este gata.
acoperim tot în acest vas. Vedeți? Așa. Acoperim cu folie. Aici la căldurică. Așa. Și ia uitați. Rezultatul. Aromatul crește. Aici am doar jumătate din compoziție, că jumătate am făcut aceste chifle. Imediat le facem împreună. Așa. Și acum dăm aromatul. L-a crescut circa 45, 50, 60, depinde. Depinde de făină, depinde de drojdie. Îl lăsăm să crească, să-și dubleze volumul. Așa, îl punem așa aici. Și acum, ia uitați aluatul crescut. Vedeți? Ia uitați ce frumos este. Așa. Acum o să-l întindem. O să avem nevoie de un sucitor. Eu mi-am pus deja apa pe foc să fiarbă. Mi-am tăiat și bucățele de hârtie, bucățele mici, ca să punem pâinica noastră pe, iată așa, o punem pe hârtie și o facem direct pe așa. Ia să întindem mai întâi. Răsucim așa. Acum tăiem. Capetele, ați văzut, eu le tai în două și le întorc așa și le lipesc. Facem așa o inimioară. Așa. Și acum le așezăm. Le așezăm așa pe hârtivuță, pe fiecare. Ia uitați cum arată. Le așezăm pe hârtivuță, pe fiecare. Și le punem în vasul nostru. Aici am ulița mea, vedeți? Cu găuri. O așez și așezăm interior, le așezăm așa în interior pe toate.
punem. Deci acestea mi-au ieșit din jumătate din compoziție. Sunt 2, 4, 6. Deci 12... Ia uitați-le cum arată. Coapte și crude. Imediat le punem pe foc. Așa. Dau deoparte. Îmi iau să vă arăt cum le așez aici deasupra. Vedeți? Aici am apa care clocotește. Eu le-am pus așa aici, în interior. Le așez așa deasupra. Pun căpăcelul și pun pe foc. Vedeți? Așa. Sunt gata, ia uitați-le. Așa. Am închis. Și acum o să le scoatem și o să le punem pe... Așa. Să vi le arăt, sunt gata. Ia uitați, fierbinți. Calde. Le scoatem hârtia. Așa. Și le lăsăm să se răcească. Ia uitați ce minunăție. Sunt gata. Am să încerc să rup una, să vă arăt aceasta. Vedeți? Capetele, eu le-am tăiat și le-am pus, le-am făcut. Ia uitați. Ia să rup. Mai că sunt fierbinți. Nu pot. Trebuie să se răcească, ia uitați. Ia să iau bun. Ia uitați-le. Fierbinți. Așa arată. Acestea sunt chifle. Rețeta este simplă. Pentru cine a venit acum să spun și ingredientele. Ia uitați. Sunt fierbinți, se au. Am pus 440 de grame de făină albă. Mie mi-a intrat 430. Acum depinde cât de uscată este făina. Punem 220